probleme deosebite nu am avut, în afară de plângerea formulată împotriva postării făcute de doamna Cristina Iurișnici. Am emis o decizie în care am dispus înăturarea de pe rețeaua de socializare a buletinului de vot postat de doamna Iurișnici și am sesizat Inspectoratul de Poliția Județului Bistrița Năsăud pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condiții răspunderii contravenționale.